Atleții Paula Totoran și Cătălin Marian vor lua startul duminică la ultima cursă oficială din acest an. Cei doi sportivi sălăjeni vor alerga la campionatul european de cross ce va avea loc în orașul Chia din Italia. Dacă Paula Todoran a mai participat la astfel de evenimente în anii anteriori, pentru Cătălin Marian va fi prima experiență la un astfel de concurs. Ultima cursă din acest an pentru atleții Paula Todoran și Cătălin Marian este programată duminică la Chia, în Italia. Cei doi sportivi sălăjeni vor reprezenta România la campionatul european de cross, iar atleta pregătită de Mirel Seișanu și-a propus chiar să obțină o medalie cu echipa României, din care mai fac parte Ancuța Bobocel, Roxana Bârcă, Mădălina Florea și Cristina Negru. Cătălin Marian, sportiv legitimat la liceul cu program sportiv Avramian cu Zalău și pregătit de Teodor Bidian, va face parte din echipa de juniori alături de Laviniu Chiș, Cristian Stoian și Mihai Cochior. Dacă Paula Todoran a mai participat în anii anteriori la astfel de evenimente, Cătălin Marian va fi la prima experiență de acest gen. Antrenorul Teodor Bidian a precizat că pentru liceul cu program sportiv Avramiancu este o onoare convocarea atletului Marian între cei mai buni 4 jucători 1 din România, mai ales că sportivul sălăjean este abia în primul an la categoria de juniori 1. Da, avem ultima competiție internațională la care va participa sportiva clubului nostru Paula Todoran. Sperăm să înregistrăm chiar o medalie cu echipa României la această competiție, să ne atingem obiectivul și acolo, adică federația are obiectiv. Paul a fost în ultimul timp în pregătire, sper să aibă o evoluție bună, pentru că după Jocurile Olimpice s-a refăcut încet încet și este într-o formă bună. Sperăm să avem și rezultate pe măsură la final de an. Ambele loturi naționale s-au pregătit timp de o lună la Băile Felix sub comanda antrenorilor Marin Istrate și Robert Olarc.